Am revenit în studioul IAŞTF Live. Discutam înainte de pauza de publicitate cu domnul Mihai Diac, fondator al comunității Codriașilor și pasionat de natură, despre cum au loc drumețiile, călătoriile în natură și cât de importante sunt acestea pentru fiecare dintre noi. Și iată câteva indicii sau sfaturi despre cum, dacă nu ați apucat încă să începeți o astfel de experiență, să mergeți așa cumva către aceasta. Înainte de pauză ne povestea domnul Mihai Diac despre ce înseamnă practic această organizare, cum sunt copiii implicați în o activitate de organizare a cortului, a locului de campare și, cum spuneam la începutul emisiunii, ai venit din Spania vara aceasta, unde a fost destul de plin, așa, cu de toate. Da. Cum a fost experiența? Că a fost tot așa, cu campare, cu cort, cu tot și cu copii, cu familie, cu tot. Da. Adică să înțeleagă oamenii, poate, care vor să plece practic, la drum. Cum ar putea începe. Da. Cum încep, cum ați organizat voi totul? Spania este o locație bună pentru început, după ce au fost câteva ieșiri și în țară cu cortul, dacă se merge cu cortul. De ce? Pentru că ei merg foarte mult cu cortul. Asta înseamnă că găsești peste tot campinguri și campinguri bune, care îți asigură tot ce te poți aștepta de la un camping. Și o să explic și ce este asta. Mai este bună pentru ieșeni, pentru că avem zborul ăsta cu Barcelona, care cred că, nu mai știu, una dintre companiile low cost, este un zbor foarte puțin costisitor. Barcelona este familiară probabil multor ieșeni care am auzit și de city break-uri și de asta, pentru că este un zbor relativ accesibil. Este o discuție legată și de zbor, impact pe mediu, chestii de genul ăsta. Putem ajunge și la asta, că ne facem niște planuri în sensul ăsta. Dar spunem acum cum a fost. Ați luat avionul de la Iași. Am luat avionul de la Iași. Chiar cred că a fost într-o vineri sau ceva și ajungeam direct seara ajungeam de vreme în Barcelona, ceea ce înseamnă că nu trebuia neapărat să campăm lângă Barcelona. Noi mai văzusem orașul, am căutat un camping. Noi ne uităm totdeauna după, asta este pasiunea noastră, dar le poți amesteca foarte bine. Noi am căutat un loc care e interesant și de punct de vedere al naturii din jur. Și atunci este o mică zonă umedă la nord de Barcelona, cred că la vreo 100 și ceva de kilometri. Am ajuns acolo, am închiriat o mașină. Luate din timp și la mașini poți prinde niște prețuri foarte, foarte bune. O mașină mică, am avut câteva bagaje destul de mari, noi mergem cu cortul nostru, nu ne luăm acolo, deși este și asta o variantă, dar ai un produs, îl folosești, nu cumperi mereu alt produs, ce faci cu el acolo, îl lași, îl abandonezi la final, trebuie și consumerismul ăsta, trebuie să-l ținem puțin în frâu. Nu e chiar ecologic. Deci luăm bagaje puțin mai mari la cală, să ne luăm salteluțele alea de dormit care se umflă în fiecare seară, să luăm sacii de dormit care pe vremea asta caldă aproape că nu trebuie, tot asta ne-au și trebuit. Și cortul și ce mai este necesar, o mică măsuță, niște scăunele, în cap destul de bine, dacă știi să-ți faci bagajul mai spartan așa, în cap foarte bine. Am ajuns acolo, am luat mașina, am condus până în zona aia respectivă care are un camping de sporturi nautice chiar lângă ea, un camping foarte mare, plin de olandezi, nemți, spanioli, toate națiile pământului. Și asta e foarte interesant când ieși afară, copiii interacționează cu altfel de copii. Îi vezi că comunică, deși nu vorbesc limba niciun. Nu găsesc. Da, își dezvoltă ceva. Își dezvoltă ceva, e diferit. Da. Zona aia, eu mi-am mai făcut amplavele mele cu pozat păsări, sunt multe, e o zonă, biodiversitate foarte mare în zonele astea umede, cum avem și noi Delta Moldovei la nord de Iași. Copiii și-au făcut toate bucuriile la plajă, toată ce și-a dorit pe acolo, au putut să se joace, să găsească alții cu care să joace și tot așa. După o zi, două zile nu am stat acolo, deja ne seteam următoarea destinație. Sunt în special la început, când începi să faci așa ceva, vrei un plan mai riguros. Te uiți și îți cam setezi, aici stau atât, aici stau atât, aici stau atât. Ăsta-i, alegi campingurile, de exemplu, noi le alegem puțin după ratingurile de pe Google sau de pe TripAdvisor sau după... Există niște lucruri care îți pot da o idee ce o să găsești acolo, ca să fie în parametri cât de cât. Noi în ultimii ani am început să... Unul din lipsa timpului, noi plecăm de la servici sau plecăm seara de la servici, a doua zi dimineața suntem în avion sau câteodată plecăm de la servici, ne suim în avion imediat cu bagajele făcute în seara dinainte, dar și ca și o leacă de aventură, a început să ne placă să mergem mai puțin planificat.
De exemplu, aici aveam o idee vagă că vrem în munții din nord, în Pirinei. Căuta puțin care sunt parcurile naturale, am văzut care este cel mai apropiat parc natural, de obicei sunt zonele cele mai frumoase, că ele de asta au fost desemnate parcuri naturale sau naționale și întotdeauna au campinguri în jur, în Spania. Și atunci am căutat zona, ne-am fixat cam care e obiectivul, am strâns cortul, l-am pus în bagaj, am umplut-o așa, pe drum, cât eu conduceam sau invers, celălalt căuta un camping care să ne placă în zonă. Când vrem să, când prindem zone de vârf și trebuie o leacă atenție, am fost puțin înaintea vârfului sezonului, vrei să-ți, iei, să-ți rezervi locuri mai dinainte. Noi am mers, ne-am mai luat și nici surprize, dar totdeauna ne-am descurcat. Că asta e partea neprevăzută a aventurii. E și un farmec. Aici. Da. Ajuns în primii munți, găsit acolo un camping care le-a plăcut la nebunie copiilor, că legam hamacele și făceam niște jocuri între hamace și au fost niște lucruri. Făcut acolo, am mers copiii până pe la vreo 3000 de metri, urcat până la un ghețar, pe Aneto, în Benasc, o zonă foarte frumoasă, Poseț Maladeta. Au luat niște nume ale parcurilor naturale, parcă toate au ceva cu blestemul, cu pierdutul, cu de, așa, o foleacă de farmec. Benasc, o mică stațiune montană, un fel de centru al alpinismului, un fel de Chamonix de-a lor, plină de sportivi, plină de alpiniști, deci cumva ne-a plăcut foarte mult oamenii și atmosfera și din campingul ăla și din orășel. Și câteva plimbări în zonă, toate campingurile în Spania sunt accesibile, au duș cu apă caldă, au zonă în care îți poți pregăti mâncarea, dacă vrei, au piscină. La ei nu concep camping fără piscină. Și fiind lumea civilizată, totdeauna se găsește loc și de o joacă după plimbarea pe munte din timpul zilei. Și curățenie, înțeleg. Curățenie, absolut. Da. Deci e confort până la urmă. Este confort. Pentru că asta, de exemplu, dușul este o chestie care... De obicei lipsește când mergi cu portul. Când am fost copii acum 2 ani și am făcut creasta Rodnei, la cort, acolo totul a fost cărat în spate, dușul a fost la izvor. Da, care și asta e interesant, numai că nu toată lumea își dorește asta și nici noi ne dorim mereu asta. Dacă am mers 2 săptămâni în Spania, nu voiam să ne spălăm toată ziua la izvor. Știi că e temporar, ți-o asumi, mergi, asta e dansul la care te duci. Acum însă, pe o perioadă mai lungă, mult mai convenabil cum ar veni campingurile astea puțin mai organizate. Terminat prima zonă, tot așa, ne-am suit în mașină, pe drum, care e următorul parc natural. Deci în fiecare zi veneați cu zile, câte o idee, cumva. Nu avem o regulă cu fiecare zi. Câteodată vremea se strică și spunem, hai să stăm, că voiam să vedem zona asta. Altădată ne place atât de mult, ne simțim așa bine sau copiii se simt atât de bine în campingul ăla sau în zona aia. Eu aș păca să plecați. Încât ne stăm mai mult. De ce nu? Asta e frumusețea vacanței și până la urmă nu ești pe ceas, nu ești la normă în niciun fel. Nu ai un program, nu ai... Nu ai un program. Facem neapărat o leacă de program, pentru că n-am vrea să stăm să ne trezim la 12, nu mai faci nimic a ziua aia. Dar ai activități, numai că ele nu sunt impuse în modul trebuie neapărat să plecăm. E la așa la cât de libertate. Mergeți pe ideea că vă doriți. Vă doriți ca la ora respectivă. Cum sunt copiii când, eu știu, se spală la izvor? Copiilor, mersul ăsta în Rodnei puțin, când a fost mai spartan, așa, le-a plăcut foarte, foarte mult. Acolo organizarea devine și mai puternică și îi simți și mai responsabili. Unul se duce să caute traseul, se orienteze, unul are grijă să... Noi am luat și cățelul cu noi, are grijă de cățel, e răspunderea lui. Mai un lucru, spuneam că ei se adaptează la ce le spui. Deci dacă le înveți că așa, acum lumea se spală la izvor, ei așa o iau de bună. Fizic, noi de multe ori îi cocoloșim foarte mult pe copii. Vedeți câteodată nordicii care lăsau copiii în timpul iernii, aliniau cărucioarele la intrarea în bar sau în restaurant și lăsau afară la aerul rece. Bineînțeles, corpul trebuie ținut cald, trebuie să le dai să mănânce, să bea, să lucrurile astea, dar ei au o adaptabilitate fizică foarte, foarte mare. Sunt ușurei, sunt mobili, au multe trăsături care, dacă le cultiv puțin mișcarea asta în natură, pot face foarte, foarte multe, mai bine decât noi chiar. Țineți cont în familie și de alimentație? Adică sunteți atenți la nutrienți? La în mod normal, da. Cum era, tot era o vorbă, baba călătoare n-are sărbătoare.
Făcând o paralelă, când suntem în vacanță, de obicei nu prea mai reușești să controlezi tot. Să controlezi tot. Nu, nu. În vacanță preferăm să facem lucruri decât să ne gândim la... reguli. Da, cine poate, jos pălăria. Dar noi dacă fi să prioritizăm în vacanță, prioritizăm cumva lucrurile pe care vrem să le facem, să le vedem și o leacă lăsăm cu... Plus că este chestia aia, ce mănânci zi de zi, 360 de zile, 340 de zile pe an, este important. Schimbă modul cum arăți, modul cum te simți, starea de sănătate. Ce mănânci 10 zile pe an, nu schimbă nimic. Și la copii. Ești undeva în altă lume. Nu le creezi un obicei zilnic. Și atunci, nu, în special la cort, dimineața ce poți face? Faci, tai câteva, ceva mezeluri, ceva brânză, ceva pâine, niște cereale, n-ai multe variante. Seara ce poți încălzi sau găti la un primus din ăsta mititel? Niște paste, niște supe, la plic eventual sau din astea, nu e neapărat cea mai sănătoasă mâncare. Dar e potrivită pentru E potrivită pentru ce ai de făcut, da, da, da. Iar în restul timpului ei sunt, sau voi toți în familie sunteți pregătiți, vă pregătiți mereu prin alimentație, corpul să facă față dormiților. Avem plan de antrenament cu 6 luni înainte de vacanță, normal. Nu, ne plimbăm, mergem, ne mișcăm mereu și acasă, fiind zi de zi, căutăm să mâncăm puțin mai sănătos, mai din surse locale, mai să lăsăm mai puțină carne, mai multe legume, chestii de genul ăsta. Și cât mai aproape de natură preocupa. Și din acest punct cât mai aproape de natură, avem noroc, stăm la casă, mare parte de lucrurile, unele lucruri le putem lua din curtea proprie, din grădina proprie. Deci da, căutăm cumva și în viața de zi cu zi. În viața de zi cu zi poți să controlezi mai multe, mai ești mai atent. În momentul în care pleci, nu știi sigur unde o să te oprești seara, mâncarea trebuie să existe. Cum este ea, e secundar. Da. Așadar, să ne întoarcem puțin la Spania. Știați când ajungeți, știați când veți pleca. Da, asta tot știam. Între cele două era destul de flexibil. Știam că vrem nordul, inclusiv pentru că era o perioadă foarte caldă. Și aici a fost... Două săptămâni, nu? Da, două săptămâni și un pic. Și aici a fost foarte, foarte interesant că am plecat de la Marea Mediterană, din zona cu Barcelona, unde erau 37-38 de grade și apa mării avea 26 de grade, nu știu cât enorm. Și am trecut prin tot nordul, în care am avut inclusiv nopți la cort, care a fost mai zgribuleală, 15-16 grade noaptea. Am ajuns până la Atlantic, care oceanul e superb. Și plajele acolo superbe, curate, libere, natura superbă acolo pe marginea oceanului. Dar oceanul are 14 grade. Mai greu cu baia, mai puțină. Da, baia joacă cu valurile, nu-i baie. Că acolo dacă stai mult sub apă, nu prea o duci bine. Mai sunt și curenți. Da, mai sunt și curenți, dar per total copiilor le place și aici unde stau ca în cadă și nu mai trebuie să-i scoți. Și le place și dincolo unde altul a fost elementul de interactivitate, erau valurile mari. Era alt peisaj, alt mediu, alți oameni. Da. Știu că promovați în pădurea codriașilor în comunitate. Diferite plante, vietăți sunt scoase așa în evidență prin diferite postări. Ai analizat și în Spania asemănări, faună, floră? Pentru mine personal totdeauna e super interesant. Ce încercăm și traseul tematic care pornește de la releu, de la rezervația Repedea, încercăm și pentru asta a fost și drumul nostru, să vedem natura, deci să nu vezi pădurea doar ca pădure, pășunea ca pășune, vezi pădurea ca arbori diferiți care se complementează, se concurează unul pe altul, ca covorul vegetal compus din tot felul de specii care sunt fascinante prin rolul lor odată ce începi să le descoperi. La început vezi doar frunze, copaci. Nu, după ce începi să guști puțin de lucrurile astea, e un domeniu, este o zonă, din nou, râd puțin pentru că, din nou, noi zeci de mii de ani am crescut în mediul ăsta. Noi, plasticul, mașinile, astea sunt chestii recente, Ne-am putea dezobișnui fără probleme. Nu știu dacă fără probleme, dar ne-am putea dezobișnui. Din diverse motive, suntem foarte mulți. Dar dacă vorbim despre descoperi natura, o poți descoperi o viață întreagă. Chiar vorbeam cu soția, spuneam că
Totuși nu e un hobby din ăsta. Noi am mai avut pasiuni pentru diverse chestii. Câțiva ani ne-a plăcut schiul foarte, foarte mult și după aia l-a integrat și a devenit o chestie obișnuită. Natura nu este o chestie din asta pasageră, pentru că natura, până la urmă, este cea care susține viața pe viața umană pe tot pământul. Când, nici câmpul ăla cu grâu de pe care ne luăm pâinea, fără microorganismele, dacă omorâm toate microorganismele din sol și dispare factorul de organic, degeaba bagi azot în el, că nu o să mai iasă nimic. Natura e enorm de multe descoperiri despre ea. Și, nu, Spania, se niciodată. Nu se încheie niciodată și e mai mult decât o chestie trecătoare în natura. Odată ce începi să vezi la ea, o remarci peste tot. Și ca să revin la întrebarea ta, în Spania, fiind o leacă alt climat, o leacă alți munți, o leacă alte... bineînțeles că eram tot după... Am prietenii biologi pe care am cunoscut cu codriași, prin codriașilor, în special la microfauna, la herpetofauna. Specii de șopârle, șerpi, broaște, găsi tot felul de specii, unele asemănătoare cu cele de la noi, dar nu chiar alea. Eu, unul, am fost super, super curios să văd vulturii. Pentru că în România am avut vulturi. Sunt multe specii de păsări răpitoare. Șoimi, ulii, tot felul de denumiri populare, dar vulturii sunt cei mai mari, de departe. Sunt vulturi cu anvergura aripilor de 3 metri. În România ei au fost exterminați când a fost exterminat lupul. Atunci când s-a încercat exterminarea lupului în perioada comunistă, se puneau cadavre de animale cu stricline în ele, cu o travă. Și vulturii care au o vedere foarte bună, un simț al mirosului dezvoltat pentru asta, le detectau și mergeau, mâncau și au dispărut. În Spania e plin de vulturi. Foarte, foarte fain. Și fiind niște păsări care zboară relativ încet, am un aparat, nu cine știe ce, dar ceva care are un zoom destul de puternic și am putut să-i observ de aproape și să-i văd și a fost foarte, foarte interesant pentru mine. Da, și în comparație cu ceea ce e la noi, așa cum spuneai, noi ce putem descoperi în codriașilor ca faună, floră? Orice, și un capăt de curte care natura e lăsată de capul, poate aduce surprize. În codriașilor avem de la covorul vegetal, ne avem, de exemplu, papucul doamnei, o orhidee protejată, cred că în codriașul mai sunt 30 de exemplare. E foarte afectată, de exemplu, de activitățile off-road, care câteodată distrug zone unde nu ar intră, în zone nu ar trebui să intre. Putem vedea căprioare, bursuci, mistreți și chiar și cerb. Deci nu căprioara și căpriorul, cele mai micuțe, ci cerbul și ciuta, care sunt niște animale mari, mult mai sfioase. Bineînțeles, nu le vedem din prima. Din prima însă, ce putem vedea și de unde am pornit și eu, sunt arborii, care sunt 7-8 specii de arbori la noi pe puțin, dacă o includem și arbuștii, se fac mult mai multe și care sunt foarte diferiți după ce încep să vezi diferențele. Plantele, florile, avem crin de pădure, avem multe specii de orhidee, ca și papucul doamnei, care la început ai zice că e o plantă obișnuită, dar după ce știi să-i recunoști trăsăturile, îți dai seama că sunt exact ca orhideele alea de la, care le cumpărăm de la mall, numai că la scară mică. Foarte, foarte interesant. Avem multe lucruri pe care le putem vedea și traseul tematic codriașilor este un punct bun de început. Au fost discuții, eu știu, în mediul virtual despre lupi, dacă mai sunt lupi la noi, șacali, ce putem găsi în Bârnova? Să ne fie teamă? Lupi, sunt unele precauții. Lupi au fost, cam prin anii 89-87, ultimul lup ar fi fost împușcat la noi. Au fost foarte mulți lupi. E și normal. Pădurea susține multe căprioare. Cine controlează numărul căprioarelor? Lupul sau vânătorul? Lupul în mod natural. Și spre deosebire de vânător, lupul omoară animalele slabe. Vânătorul caută de obicei să și valorifice trofeele. Da, trofeele cele mai frumoase animale. Deci lupi nu mai avem. A fost acum câțiva ani pe o cameră pe la Răducăneni, văzut, parcă înregistrat pe o cameră de-a silvicului, o cameră automată. Un lup care ar fi venit într-o iarnă mai rece, ar fi trecut prutul. Noi nu putem decât să sperăm să revină lupul la noi. Lupul e un animal sfios, nu e un animal pe care îl vezi ușor. Avem mistrețul. Mistrețul necesită puțină precauție. În ce sens? În special dacă suntem cu câini, care oricum trebuie ținut în lesă în pădure, dar câinele poate să te aducă mistrețul pe tine. Îl stârnește și mistrețul atacă câinele și după aia câinele vine la tine să-l aperi. Cam asta e dinamica. Și intri așa. Da.
Și mai nou avem urs confirmat în Codriașilor, în zona Dobrovăț. Este, după toate aparențele, un singur urs. Noi am un membru al grupului, am semnalizat când Silvicu a găsit ursul, urmele ursului. Am anunțat pe grup să fim anunțați, am rugat comunitatea de 20.000 de oameni de pasionați, mulți dintre ei merg zilnic, fiecare weekend la pădure. Prin rotație tot timpul e cineva acolo. Prin rotație tot timpul e cineva acolo. Am putea colabora foarte bine cu autoritățile aici, chiar colaborăm de multe ori. Și un membru al grupului ne-a anunțat, am găsit urma aici. Ne-am dus și noi pe traseul respectiv, am găsit urme, erau într-adevăr urme. Exista ceva dubiu dacă nu o fi ursul pus așa mai mult ca să sperie turiștii să nu mai se plângă de tăieri și lucruri de genul ăsta. A fost nu, era urmă de urs. E confirmată, este un urs pe care în 3-4 luni de zile n-a reușit să-l vadă ochi de om. Am reușit doar să-i vedem urmele, care sunt adevărate. Deci un urs fios, sălbatic, totuși să știm să avem grijă să nu lăsăm gunoaie lângă pădure, să nu-l obișnuim că mănâncă de la om, că așa se strică urșii. Adică așa îi apropiem de noi și învață că omul, exact asta nu e necesar. Dacă omul e o sursă de hrană, nu-l mănâncă neapărat pe om, dar începe să caute omul ca să mănânce. Și asta e cea mai mare greșeală care o putem face, intervenim în natură și hrănim animalele. Va putea rezista singur? La noi? Depinde cât de stoic este. Nu cunoaștem, da. Nu. Cel mai probabil, deci am vorbit noi cu specialiști care au făcut multe relocări de urși prin zona Franța și prin alte zone ale țării, este puțin probabil ca un urs singur să reziste. În perioada de hibernare am înțeles că urșii se retrag spre zonele din care provin. Depinde și cum a ajuns aici, că și aici este o discuție. El ar fi putut avea un culoar de păduri, poate parcurge o distanță foarte mare un urs, în care să fie ajuns, dar ar putea în același timp să fi fost adus în mod clandestin. Mai sunt, deși un urs așa de timid, nu prea ar trebui să vrea nimeni să scape de el. Dar mai sunt situații în care primari, ca să scape de o grijă, o leagă de miere cu o leagă de țuică, pusă nu știu unde, ursul la miere vine, după aia îl încarcă într-o dubă și îl duce în altă parte. De asta și de obicei urs problemă. Ăsta nu pare un urs problemă. Este posibil să fi venit singur pentru că și în Botoșan, și în Roman, și în Vaslui au mai fost exemplare de urs. Și dacă este cumva pare un curent de dispersie, de expansiune al animalului, nu este complet exclus să mai apară și un alt urs. Rămâne de văzut. Rămâne și de urmărit. Da. Eu mulțumesc pentru toate informațiile. Suntem la finalul emisiunii și așa, pentru că ne aflăm în acest punct, dacă poți să le transmiți un mesaj celor care nu îndrăznesc psihic, poate să meargă către o experiență în natură, ce să facă? În primul rând, să meargă treptat. Natura nu este un mediu străin pentru noi, este mediul în care ne-am format ca specie și conectându-ne înapoi la ea, o să descoperim lucruri nu numai despre natură, ci și despre noi înșine, care ne ajută pe noi, pe copiii noștri, fără frică, treptat. Puteți intra pe Codriașilor dacă vreți să găsiți alți oameni pasionați de asta și care să vă îndrume. E și acesta un punct de plecare, să găsești pe cineva. Să găsești pe cineva, e foarte greu singur. E foarte greu exact. Singur la început. Deci iată că așa. Avem comunitatea Codriașilor care ne poate fi cel mai bun partener de drum, mai ales la început. Mulțumesc pentru toate informațiile și te mai așteptăm. Mulțumesc și eu. Mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Sunt Andreea Luca. O săptămână frumoasă.